Șoferii care țin în mână telefonul sau alte dispozitive mobile la volan vor fi sancționați cu 20 de puncte amendă și le va fi suspendat permisul de conducere. Și asta a potrivit unui proiect de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Afacerilor Interne. Proiectul modifică legislația privind circulația pe drumurile publice și prevede interzicerea în timpul mersului a ținerii în mână nu numai a telefonului mobil, ci și a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video. În plus, sancțiunea cu amendă va fi aplicată și bicicliștilor. Proiectul prevede că noile modificări legislative vor intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în monitorul oficial. Potrivit proiectul va fi în dezbatere publică timp de 20 de zile calendaristice.